Melecanu, mesaj important ce treful diplomației franceze în privina aderii în spațiul Schengen, într-un moment important pentru Uniunea Europeană. România se poate baza pe sprijinul Franței pentru succesul primei sale presubliniere din CI la Consiliul Uniunii Europene, a declarat, joi, la București sublinierea ministrul francez pentru Europa sublinierei afaceri externe, Jean-Yves Le Drian, într-o conferință de pres comun cu omologul său român, Teodor Mele subliniere Canu. Eful diplomației țării noastre a adus în discuție parteneriatul strategic România-Franța, precum sublinierea foaia de parcurs a acestuia, parteneriat care a avut o contribuție major în aprofundarea relației bilaterale. Am discutat despre demersul comun de actualizare a foii de parcurs, care ar putea să fie semnat chiar la sfârșitul sublinierei acestui an, a afirmat Mele subliniere Canu. Totodată, el a menționat sublinierei perspectivele României de a fi admis în spațiul Schengen. Am reiterat solicitarea de sprijin din partea Franței pentru o decizie cât mai rapid posibil în ceea ce privește sublinierea admiterea României în spațiul Schengen, a spus Mele subliniere Canu. La rândul său, Le Drian a subliniat legătura puternic dintre România sublinierei Franța, într-un moment important pentru Uniunea Europeană, în contextul în care România se pregăte sublinierea se preia pentru prima dată presubliniere din CI a Consiliului Uniunii Europene. Reînnoirea parteneriatului strategic sublinierei a foii de parcurs va fi o oglindire a calității relației noastre. Îmi doresc să punem, în mod special, accent, în acest cadru, pe dimensiunea pro-europeană a dialogului nostru, pe o cooperare în domeniul apărării sublinierei pe dezvoltarea schimburilor noastre economice, a declarat oficialul francez. Jean-Yves Le Drian a evidențiat că Franța este foarte prezent în economia română, grație marilor întreprinderi din sectorul autosublinierei aeronautic. România se poate baza pe sprijinul Franței pentru succesul primei sale presubliniere din CI la Consiliul UE, a asigurat acesta, conform Ager Press. El a menționat, de asemenea, ce a discutat cu omologul său român despre situația actuală din Siria, dar sublinierea despre summitul ce va avea loc la Sofia, în luna mai, un eveniment ce are ca temă planurile de extindere a Uniunii Europene în Balcanii de Vest.